Bun găsit, vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi astăzi, într-o perioadă specială, un invitat special și o temă specială. Avem alături de noi o personalitate marcantă a culturii române, critic și istoric literar, teolog, un om către aplecare, către profunzime și către sens. Discutăm astăzi despre sens, discutăm despre scriitori care s-au inspirat din suferință și au realizat capodopere. Discutăm despre apariții editoriale, dar și despre reviste de cultură care țin până la urmă ceea ce înseamnă identitatea națională sus. Avem prin amabilitatea domnului Tudor Nedelcea astăzi cărți de excepție și, cum vă spuneam, reviste, cum ar fi Literatură și Artă, apărută la Chișinău, Flacăra lui Adrian Păunescu sau Ziarul Lumina. Eu le am și cu amabilitatea și sper interesul dumneavoastră o să-mi permit pe parcurs să și răsfoim și poate, de ce nu, aceia dintre dumneavoastră care sunt aplecați către sens, către profunzime, către înțelegere și înțelepciune, să caute mai mult și să ne luminăm, să fim un pic mai înțelepți în această perioadă. Așa cum probabil v-ați dat seama, l-avem alături de noi pe istoricul și criticul de literar Tudor Nedelcea. Vă mulțumesc tare mult că ne sunteți alături. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru aceste emisiuni dedicate culturii și mai ales credinței. Pentru că credința la români a fost un sprijin deosebit, indiferent de vremurile pe care românul de-a lungul secolelor le-a suportat. Eu mă bucur să vă regăsesc și în al treilea volum cu titlul Seniori ai Culturii, care apare în seria Biblioteca Revistei Curtea de Argeș. Primul tipărit în primăvara anului 2014 și în numărul al treilea, la pagina 162, vă regăsim sub titlul Un destin împlinit, Tudor Nedelcea. Și o să-mi permit să vă pun și eu această întrebare. Un destin împlinit, domnul Nedelcea? Nu știu, alții pot să spună, dar mi-a făcut o surpriză foarte plăcută domnul academician Gheorghe Păun, care conduce această revistă, matematician, dar și om de cultură, și care, iată, m-a inclus alături de alte mari personalități în acest senior ai culturii, un think tank foarte fericită. Și iarăși volume pe care ar trebui să le avem fiecare dintre noi în bibliotecă, care să ne reamintească cine suntem și de la cine ar trebui să ne inspirăm și de unde ar trebui să luăm modele, pentru că avem nevoie. Categoric, cartea rămâne cel mai bun prieten al omului, indiferent de media sau de galaxia Marconi, care, iată, ne invadează și cu știri false, dar este utilă. Trebuie să ne inspirăm, pentru că vedem și alte modele din istoria omenirii. Nu numai noi am fost primii pe pământ, sunt alții înaintea noastră și luăm din experiența lor din viață, din pildele lor, din creațiile lor și așa mai departe. Deci, cartea este vehiculul de transmitere a cunoștințelor de-a lungul vremii. Cartea care transmite pe parcursul timpului și sens. Pentru că dacă ne întoarcem la cea mai veche și cea mai prețioasă, poate, dintre cărți, Biblia... Da, Biblia este... Regăsim în ea cam toată înțelepciunea vieții. Este o enciclopedie, dar în același timp este și o carte, un fel de carte, o constituție a omenirii. Pentru că cele 10 porunci pe care Moise le-a primit de la Dumnezeu, Dumnezeu sub formă de rug aprins, este un cod penal. Deci să nu faci cu tare, să nu faci cu tare. Biblia are o latură moralizatoare foarte puternică. Asta a făcut ca omul să se diferențieze de alte de animale prin moralitatea ei. Noul Testament, odată cu venirea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care are dublă natură divină și umană, a umanizat, pildele lui sunt într-adevăr de neegalat și sunt simple la prima vedere, dar sunt foarte adânci prin înțelesul lui. Mircea Eliade a comentat aceste pilde și de ce o lume zicea
lui Iisus învățătorului. Deci contemporanii și lumea zicea lui Iisus învățătorului și nu mântuitorul. Și explică Mircea Eliade, pentru că el era învățătorul lumii, el dădea pilde pentru toți, el nu a venit să elibereze doar poporul evreiesc, așa cum s-a crezut la un moment dat, să fie el ales de Dumnezeu, poporul evreu, el a venit să mântuiască întreaga omenire, întregul om, și a luat toate păcatele asupra sa și învierea care de sărbătorit este cinstit Iisus de toată lumea creștină din lume și nu numai, chiar musulmanii. În Coranul musulman apare Iisus Hristos, apare Maica Domnului, ca mare, nu ca natură umană, ca profeți. Dar și chiar apare, și afirmația cu care începe Evanghelia lui Ioan, la început era cuvântul, da, o regăsim și la... Da, o regăsim și aici are un tâlc. Biblia adevărată, corectă, a ortodoxilor și a catolicilor, spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Prepoziția la. Deci toată puterea o avea Dumnezeu. Alte culte care s-au desprins din catolicism mai ales, spun că la următorul text, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Deci cuvântul era egal. Ion și Gheorghe merg la școală. Cu înseamnă de egalitate. Această subtilitate o folosesc unele secte, dar mă rog, baza e tot Biblia, care este incomensurabilă și nu poate fi contestată în nicio formă. Cum spuneam, pentru că tot ceea ce înseamnă personalitatea simte nevoia să dăruiască. Asta cred că face și dumneavoastră cu noi de fiecare dată, ne dăruiți cunoaștere și sensibilitate. Astăzi ne-ați adus în dar câteva volume pe care cred că ar fi bine să le răsfoim în această perioadă. Volume scrise sub grea suferință, am în mână de data aceasta volumul lui Marin Sorescu, Puntea sau Ultimele. Da. Un volum care, cum spunem în limbaj popular, n-are cum să nu-ți lase pielea de găină. Marin Sorescu avea o sorginte țărănească și avea o înțelepciune a țăranului și un respect pentru țăran. Alții mai pleacă de la țară, uită de unde au plecat și privesc cu aroganță. Marin Sorescu era stăpânit de această origine, de această sorginte a lui țărănească și l-a făcut pe țăranul român ca un împărat. Acest volum este foarte rar, sunt ultimele poezii pe care le-a scris Sorescu, perioada septembrie-decembrie 1996. Cu permisiunea dumneavoastră, doar câteva versuri. Da. Mă întorc cu fața spre perete și le spun prietenilor îndurerați. Mă întorc repede. Da. El a scris în grea suferință, suferea de o boală incurabilă, suferea în modul cel mai autentic al cuvântului, de aia și cartea este dedicată tuturor celor care suferă. Deci el nu mai putea să scrie, dictea soției, Virginia Sorescu, și Eugen Simion scrie despre această carte, aceste poezii ultimele al lui Sorescu, că nu a citit altceva mai bun în poezia lumii din toate timpurile. Iată o suferință pe care Sorescu a transformat-o în operă de artă, într-o creație, într-adevăr, remarcabilă. O carte care a apărut, din păcate, postul, el a trecut dincolo și probabil că de acolo sperăm că are grijă și de noi. Și tot cu permisiunea dumneavoastră, o să vă recit atât cât pot poemul Rugăciune, scris pe 21 noiembrie 1996. Da. Doamne, o să mă sui pe un scaun, să-mi dai o palmă, întind iată și obrazul celălalt. Dă-mi una tare, cu forță, să mă dezechilibrez definitiv, să mă duc prin univers învârtindu-mă, ca o planetă nouă a durerii, sfârâind prin eter tăciune. Nu mă lăsa să mă pătimesc, adu-mi alinarea încruntării și a mâniei tale grozave în marea ta bunătate. Stropul de esență divină se va vedea poate de jos, luminând, emanând fericirea.
Iată încrederea. Avea încredere. Tot acest volum are la bază un dialog între el și Dumnezeu. Și el rămâne foarte surprins că Dumnezeu nu stă cu fața lui, stă în dungă. De ce? Este Dumnezeu, este în dungă, cu toate rugăciunile lui, are celebra lui poezie cu scară la cer, că vrea să se urce până la cer. Pentru că el consideră că nu, și omul în general nu a urmat în totalitate sfaturile lui Dumnezeu și al Mântuitorului. Deci e o chestie care tu, creator, tu pământean, tu ești ca pământean, ca om, ești creația lui Dumnezeu. Și de multe ori noi cam îl supărăm și trebuie să ne îndreptăm, mai ales atunci când ne apropiem de sfârșit. Și el știa sfârșitul că boala lui era irecuperabilă. Dar speranța rămâne. Speranța, bineînțeles, rămâne, dar ceea ce rămâne după om, rămâne creația. Și toate faptele bune, că nu toți oamenii sunt creatori, dar rămân faptele bune, cum se zice în popor, dacă a sădit un pom, a făcut un pod sau o fântână. Iată, unul dintre faptele bune care sunt considerate în concepția țărănească românească. Și iată cum în momentele de cumpănă, fiecare dintre noi ne reîntoarcem către credință, către Dumnezeu. Da. El s-a întors, da, s-a întors și în celelalte piese anterioare Dumnezeu este prezent. Dar nu așa, aici este o obsesie. Obsesie, un dialogul său cu Dumnezeu, acceptă-mă să vin la tine. Cam asta ar fi strigarea lui Marin Sorescu din pe patul de suferință către Creator. Așa cum vă spuneam, nu sunt volume pe care ni le-ați ales întâmplător. Sunt volume pentru această perioadă, o perioadă a speranței și poate a celei mai mari sărbătoria creștinătății. Și Iisus Hristos, și de-a în cauza asta am adus aceste cărți, special pentru că, iată, și alți scriitori au pătimit și au creat. Și rămânem tot la oltenii noștri cu care ne mândrim în lume. De la Marin Sorescu ajungem la Constantin Preda și un volum intitulat Crucea Inimii. De asemenea, un volum cu poeme care vine să ne apropie de ceea ce înseamnă divinitatea. Am dus doar o cărticică a lui Costică Preda. El are, cred că, peste 60 de volume de poezii, care și unul are aproape 2000 de pagini de poezii. E socotit nu numai de mine, de critici, cel mai mare poet la ora actuală din România, sau din spațiu românesc, din arealul românesc. Faptul că trăiește la Craiova nu înseamnă că nu este, ci cel mai mare. Bucureștenii au un avantaj mass media, apar pe la televizor sau în presă și sunt majoritatea mediocri sau chiar nulități. Constantin Preda este într-adevăr un poet care nu numai că este foarte, a scris foarte mult, dar este extrem de profund în credință, în toate ideile sale și rămâi uimit de metafora care o folosește, mereu găsește altceva. Este un poet, într-adevăr, care cred eu că, eu știu, va fi redescoperit și poate mai mult și după 50 de ani sau 100 de ani de acum încolo. Este un poet fantastic și păcat că lumea din Craiova nu-l cunoaște la adevărata lui măsură. Cred că este simbolul Oltenii la ora actuală, Constantin Preda. Cu toată modestia lui, trebuie să recunoaștem acest talent ieșit din comun. Nu talent, este un har divin. El a trecut acum printr-o situație foarte grea, cu o operație, și la care a apelat la credință. O avea credința, că și el are sorginte țărănească, dar înainte de operație mergea pe la biserici și a avut acele întâlniri cu divinitatea, le-a simțit în biserică și asta l-a determinat pe el să treacă mai ușor peste greutatea sau frica de operație. Acum, spunea Constantin, a scris în timpul operației, nu în timpul operației, la câteva ori de la operație, a scris câte două, trei poezii. Incredibil omul ăsta, ce hara poate să aibă în continuare și cine știe ce ne mai rezervă Constantin Preda în continuare. Iată ce ne spunea Adrian Păunescu, marele Adrian Păunescu, despre Constantin Preda și despre volumul pe care îl am în mână. Cartea aceasta ne dă speranță că poezia n-a murit în România și că putem să ne certăm de 365 de ori pe an,
dar într-o singură zi a anului, măcar e învierea prin poezie. Iar mitropolitul Nestor Vornicescu, prieten apropiat al dumneavoastră, și al lui Constantin Preda, i-a acordat crucea Sfântului Nicodim. Iar pe coperta ultimă ne spune Constantin Preda, un poet setos de sfințenie, prețuitor de martiri, păstrător al literelor române oltene. Toți mari scriitori s-au pronunțat despre Constantin Preda ca un fenomen, de la Fănuș Neagră, Grigore Vieru, Ana Blandiană, Ion Alexandru, marele poet creștin, Ion Alexandru, era un apropiat al lui Constantin Preda, și Constantin Preda a avut și un curaj extraordinar. În 1985, când lui Adrian Păunescu i s-a anulat cernaclu și el nu mai avea voie să iese în public, era doar angajat la revista Contemporanul, trebuia să publice un articol pe săptămână, dar n-avea voie să iese din casă, să ducă redacția, să-și ducă materialul, ca să nu aibă contact cu lumea. În perioada asta, când de interzice la Păunescu, Constantin Preda l-a adus pe Adrian Păunescu la el, la Damian, în comuna Sadova, la casa lui părintească. Iată un gest care puțin l-au făcut, pentru că toți fug din fața unui scriitor care era urmărit de oficialități. Iar cu permisiunea dumneavoastră o să vă recit S-a sinucis un crin, da, din volumul Crucea Inimii, cum spuneam, Constantin Preda. S-a sinucis un crin de atâta tristețe, orbise. L-au plâns grădini întregi de narcise. S-a sinucis un crin în zi de sărbătoare. Era bolnav de lumină, era bolnav de candoare. S-a sinucis un crin de care nu-și va mai aduce aminte nimeni. S-au tras salve de tun, s-au tras salve de flinte. S-a sinucis un crin, s-a mai închis o rană, o lacrimă pică dintr-o nevăzută icoană. S-a sinucis un crin, de atâta tristețe orbise, l-au plâns grădini întregi de narcise. Vedeți câte metafore, are multe cărți, trebuia să vin cu un porbagaj plin de cărți, numai cărțile lui Costică Preda. Dar am adus spre ilustrare doar o singură care mi-a căzut acum în mână, ca doar să spunem cine este Constantin Preda, că de multe ori, aproape după, târziu ne amintim, domnule, a fost marele Constantin Preda și noi nu l-am prețuit. Și într-adevăr trebuie să învățăm, să ne învățăm, așa și pilda lui Iisus, să ne cunoaștem oamenii. Pentru că există o, nu știu care apostolul, dacă nu mă tot apostolul Ioan, a spus că pomul se cunoaște după roadele sale. Iată că și Constantin Preda este cunoscut prin această creație a lui poetică extraordinară. Oameni care ne primenesc sufletul și noi, ca simpli, da, oameni, să nu uităm înainte de a ne primeni fizic, de a ne primeni casele în așteptarea învierii Domnului, să ne primenim și sufletul. Da, pentru că divinitatea e în noi. Noi trebuie, e noi, nu trebuie să o căutăm în altă parte. Noi să o folosim. Da. Am în mână volumul Poemele Nemuririi, semnat de Vasile Militaru, apărut la editura Scrisul Românesc în 1995, ediție îngrijită și prefațată de către Tudor Nedelcea, un alt volum care ne aduce parcă mai aproape de divinitate. Da. Vasile Militaru este un poet interzis, a scris celebra celebrul cântec A venit aseară mama, pe care îl știe toată lumea și care îl cânta și Nicolae Ceaușescu și îl cânta până în final, spunea toți care Benoni Sinulescu a spus treaba asta. Așa. Erau versuri inedite pe care mitropolitul Nestor Vornicescu le-a cumpărat de la un bătrân din București și mi le-a încredințat mie. Sunt versuri inedite și pe care eu le-am publicat. Ceea ce este extraordinar și la toată poezia religioasă a celor care au făcut pușcărie, firește, Vasile Militaru a fost și el beneficiar al pușcăriilor comuniste, a fost făcut pușcăria la Ognele Mari, în condiții îngrozitoare, în care s-a petrecut un fenomen absolut neexplicabil, sau mă rog, a fost explicabil din anumit punct de vedere. El a murit, a fost arestat la 78 de ani, a murit la Ognele Mari, în Ognă, și în noaptea când l-au îngropat, atunci se îngropau în secret, soția lui l-a visat.
l-a visat că a murit și a visat și locul unde l-a îngropat și și-a notat visul și pomii, era visul ei într-o livadă de aluce, că era în spate la rădăcina unui prun și după ani de zile de la moartea lui a cerut aprobare și s-a dat în timpul regimului comunist să meargă să dezgroape, să iau semintele exact după visul ei pe care l-a notat pe hârtie și a reconstituit care prună atunci, acum câțiva ani era atât, hai să fie atât dealul ăsta, și a găsit o seminte la săpat și, care, și să fie sigur că sunt o semintele soțului ei, i-a găsit nasturii de sidef de la un flanel de lână, cum era atunci flanelul cu nasturi pe piept, și era flanelul pe care ea îl a trimis în pușcărie, că era frig în Omnele Mari, și l-a recunoscut după sidef. A luat o semintele lui, le-a îngropat la cimitirul Belu și după aceea s-a stins din viață și dânsa. Iată un act extraordinar pe care o soție l-a făcut și Dumnezeu a ajutat-o să-i găsească mormântul, să-i găsească o semintele și să le ducă undeva într-un cimitir. La Omnele Mari, într-un cartier, s-a făcut un cenotaf pentru Vasile Militaru și se face slujbă în fiecare an, în iunie, data morții lui Vasile Militaru. El povestește poezia și nu numai, toți deținuții politici au putut să reziste în pușcărie doar cu credință. Foarte mulți spun că Iisus în celulă. Există o antologie, poezia în cătușe, antologie făcută de craioveanul nostru Aurelian Popescu și el a fost în pușcărie, și în care spune că doar credința i-a ținut moralul lor, că vedeau pe noaptea pe Iisus în celulă sau Fecioara Maria și au străbătut acele momente îngrozitoare. Același lucru spune și Grigorie Vieru, mai ales în celebra poezie Reaprinde Scandera, care o cântă soții Ion și Teodorovici, Ion Alda Teodorovici. Aceeași soartă au avut și românii din Basarabia duși în Siberia, în Siberia de gheață, cum zice Grigore Vieru în poezia lui. Aceeași soartă și românii de acolo, speranța lor tot în Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu le apăra în celule sau în pădurea aceea la minus 50 de grade. Și l-am întrebat pe Grigore Vieru dacă el a cunoscut poezia din România, poezia scrisă de deținuții politici. Nici nu a avut habar, nu avea voie să citească, abia acum, în anii noștri, a citit și poezia din deținuților politici. E o asemănare, vezi, omul, indiferent din ce parte a lumii este, Iisus, credința, îl menține în formă. Iată că și unii, dacă au menținut, Radu Ciuceanu, care din Craiova a făcut vreo 10 ani, a luptat în munți, încă vreo 7 sau 10 ani pușcărie și acum iată la 99 de ani. Deci credința l-a făcut, l-a ținut în viață. Practic, Marin Sorescu, Constantin Preda, Grigore Vieru și ca ei mulți alții au convertit suferința în creație, așa cum bine spuneți dumneavoastră, da, pe ultima copertă a volumului Poemele Nemuririi. Practic, ce înseamnă să știi să faci din suferință frumos? Să ai mese și un a scrie, a fi creator, indiferent în literatură sau știință, asta e un har. Astăzi pe care mulți dintre noi au impresia că pot să facă lucrul acesta, că scriu pe bloguri, că scriu pe site-uri, toată lumea scrie pe rețele de socializare. Nu, eu vorbesc adevărat creație, adevărate. Asta e un har pe care numai Dumnezeu ți-l dă. Tu nu trebuie să-ți bagi joc de el, ci trebuie să-l folosești, că talentul ăsta pe care ți l-a dat Dumnezeu nu-l dă la oricine. Și tu trebuie să nu-ți bagi joc de el. Unii își bat joc, chiar care au fost talentați, și să mă ierte Domnul, dar trebuie să spun ca idee, nu-i dau numele lor. Unii care sunt foarte talentați, dar a căzut în beție, în alcoolism și n-au putut să creeze. Ei, ferește, dacă ai un asemenea har, trebuie să-l exprimi, să-l cultivi, să fie spre folosul tuturor. Aș vrea să mai rămânem un pic la Grigore Vieru și la lui metaforă. Da. Iată, liniștea lacrimii. Da.
Pentru că lacrimile ne pot aduce și liniște. Și pentru că știu că ați fost prieten cu Grigore Vieru, că vă vizitați, că atunci când venea în Craiova, nu de puține ori, casa dumneavoastră i-a devenit acasă. Da, exact. El avea și o metaforă, zice, lacrima românului e mai curată pentru că este spălată de dureri și de suferință. Și prin asta îl vedea poporul român superior. Mai avea o idee, am găsit-o la părintele Gheorghe Calciu Dumitrasa, care a spus că la judecata de apoi nu vin numai indivizii, oamenii, ci și neamurile. Și atenționa, neamul românesc cum va apare la judecata de apoi și firește apărea în concepția lui părintelui Gheorghe Calciu Dumitrasa într-o lumină favorabilă, pentru că dreapta credință au aplicat-o românii cel mai profund și cel mai sincer. Întotdeauna Dumnezeu și Iisus era cu țăranul. S-a descoperit Ovidiu Papadima o bază pe la Curtea de Argeș, în care Dumnezeu era însoțea pe plugar la munca câmpului și Dumnezeu stătea cu el la masă și nu mânca, dar stătea să odihnea cu capul pe o piatră. Spunea Ovidiu Papadima, un mare folclorist și era beneficiar al pușcăriilor, că imaginea asta nu a găsit-o în lume. Se știe cum Iisus, Nichifor Crainic, vede pe Iisus în lanul de grâu. Sau, mă rog, este ca și cum și Iisus sau Dumnezeu sau Sfântul Petru merge cu omul alături, sunt însoțitor și de, nu e ceva metafizic, ceva de îndepărtat în alte sfere. Deci, iată, românul s-a simțit foarte bine alături de Dumnezeu și de Iisus. Întâmplător sau poate nu, deschizând volumul lui Grigore Vieru, Liniștea lacrimii, am ajuns la poemul Sfârșit de veac, care pare, deși este destinat lui Mihai Ungheanu, pare atât de actual și de aproape, apropo de situația pe care o trecem cu toții. E încă o pată de sânge pe Terra, o mare pată de sânge ce întrerupe cerul. Sunt încă un râu de lacrimi, ochii mamei, un râu de lacrime sărate ce întrerup pământul. Grigore Vieru, într-adevăr, un geniu, are și o poezie dedicată mie în volumul ăsta și are o poezie pe care mi-am zis, Grigore, dar cum ai putut să scrii așa ceva? Nu am moarte cu tine nimic. Poezia am pus-o și pe când mi-am făcut cavou, am pus-o pe cruce, nu am moarte cu tine nimic. O idee fantastică, spune că nu, ideea asta a fost, că nu am moarte, nici măcar nu te urăsc, că tu nu ai copii, eu am copii. Deci, iată, tu nu mă omori pe mine, că eu continui viața prin copiii mei. O idee fantastică. Da. Și n-am întrebat pe Grigore, cum ți-a venit așa ceva? Nu știu, habar n-am. Da. Deci, este inspirația, este divină și, într-adevăr, dacă este dată cui trebuie, acest har, dacă cui trebuie, într-adevăr, produce capodopere. Capodopere care iată, cum spuneam, rămân, dar avem o datorie să, până la urmă, față de noi înșine, să ne bucurăm sufletul și să ne înțelepțim prin astfel de volume. Da. Este în primul rând să scriu mult. Poate avem, deși pare așa la ora actuală, să nu mai avem, să vină din urmă mari poeți, dar avem o literatură extraordinară, nu numai românească, ci și literatura universală, trebuie să citim pentru că cartea ne salvează. E îngrozitor ce se întâmplă în zilele noastre. Este îngrozitor să vezi copii, nepot, care și-au omorât bunica. Să vezi tați care își omoară, își violează copiii. Aceste fenomene, dacă intri pe acești studiezi, psihologii, să facă ce au citit ei la viața lor. Deci pot să comită asemenea crime care depășesc nici animalele. Noi trebuie să luăm un exemplu de la animale, comportamentul lor. Omul s-a îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie și iată în ce stadiu am ajuns noi, ca să ne omorâm între noi. Are Leonida Lare, o poetă foarte mare din Basarabia, o poezie manifest. Nu dă române în român. Într-adevăr, o poezie așa este. A avut dreptatea, dar din păcate, română dă în român, în continuare.
Da, dar românul nu-și uită originile și rădăcinile și țara, pentru că am în mână revista Lumină Lină, revista de spiritualitate și cultură românească, care apare la New York. Și da, apare sub conducerea părintelui profesor universitar Teodor Damian, dar și cine redactorul șef? Invitata dumneavoastră de regulă, Mihaela Albu. Doamna profesor universitar, doctor Mihaela Albu. Care este, o vezi prin toate părțile, de o activitate fantastică. E o revistă care, într-adevăr, și în limbile, și în limba engleză apare revista, coagulează o idee a ortodoxiei și nu numai, că Teodor Damian este un preot ortodox, dar e în primul rând un preot creștin și popularizează cărțile și faptele mărețe care le înfăptuiește neamul românesc. Aș vrea, în ultimele, cât mai avem, 20 de minute din emisiune, să ne îndreptăm mai mult și să fac apel mai mult la latura dumneavoastră de teolog. Teolog și om de cultură și bun prieten, care v-a adus aproape de mari personalități ale ortodoxiei românești. Aș vrea să ne împărtășiți câteva amintiri pe care le aveți legate de prietenia profundă cu mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei. Nu sunt teolog, sunt doar cititor de teologie. I-am avut marea șansă, nu știu cine mi-a dat-o, tot Dumnezeu mi-a dat-o, ca din facultate să stau în primul an, primii doi ani de facultate, să stau în aceeași cameră cu Gheorghe Calciu Dumitreasa, celebru preot care se cere să fie santificat, dar nu se va santifica niciodată, pentru că i-a lăsat un testament să nu fie trecut în rândul sfinților, că nu merită el propriu zis, ghița. Am mai avut exemple de genul acesta și peste a căror dorință s-a trecut. Deocamdată fiul său s-a opus. Să sperăm, da. Da. Deci el care m-a, Gheorghe Calciu, m-a îndreptat spre adevărata cultură. După ce am avut ocazia să-l cunosc pe Nestor Vornicescu, că era doar episcop aici, și m-a luat sub aripa sfinției sale și, într-adevăr, am avut ce să învăț. Îmi dădea mereu cărți sau când citea, când scria ceva, îmi citea înainte de a tipări. M-a onorat cu acest gest și de multe ori mergeam cu el, duminica mergeam pe la mănăstiri, a fost memorabilă o excursie la mănăstire din Oltenia împreună cu Grigore Vieru. 5 zile a durat această excursie, în ghilimele, așa, cu Grigore Vieru și cu Nestor Vornicescu la mănăstirea din Oltenia, în care, într-adevăr, am crezut că există doar fericire pe pământ. Era un basarabean cu dragoste de carte și care era, într-adevăr, savant. Am participat la o dezbatere între trei ierari, Nestor Vornicescu, Antonie Plămădeanu și Bartolomeo Anania, într-o discuție pe baza unei teze de doctorat. Am rămas uimit, mă uitam și nu venea să cred. Atât de aprins erau dezbaterele, dar de idei, atât se contraziceau, se făceau, domnul ziceai că se bat munții în capete. Toți trei aveau punctul lor de vedere, unele nu conveneau, altele da, erau aceleași, dar cum și le spuneau, câtă cultură aveau acești titani ai Bisericii Ortodoxe, într-adevăr. Apoi la Teoctis, care, într-adevăr, trebuie să spune, am mai spus și trebuie să repetat mereu, că România, dacă este astăzi unde este, după 89, se datorează patriarhului Teoctis și pape Ioan Paul al II-lea, care avea origini românești. A fost o întâlnire secretă între patriarhul Teoctis și papa Ioan Paul al II-lea în ianuarie 89, deci nu se știa de căderea regimurilor comuniste, nu știam noi, serviciile toate erau știute. Noi eram România și Bulgaria, ca țări majoritar ortodoxe, să rămânem lângă Moscova. Moscova să fie creată a treia Moscova, așa cum și-a dorit toate timpurile, să dea o satisfacție și lui Gorbaciov. Atunci a avut întâlnirea secretă și în care să aibă cuvântul lui Teoctis dacă dorește să fie în Europa sau de Moscova. Firește, Teoctis știa opinia, dar voia să oficializeze.
A fost o întâlnire prietenească, într-adevăr, că l-am întrebat pe la fel și tu, Teoctist, care a fost primele cuvinte la această întâlnire. Și zice, păi papa m-a întrebat de unde sunt și când i-am spus că sunt din Movileni, papa a zis, păi suntem Megieși. Megieși, cuvânt în limba română l-a rostit. Și l-a întrebat pe Teoctist cum e păpușoiul anul ăsta, tot în limba română. Firește, a fost întâlnirea acceptată cu noi, România, să intrăm în Uniunea Europeană. După această întâlnire, papa a dat o declarație care a zguduit lumea. A zguduit lumea și mai ales cei care planificaseră, care deja făcuseră scenariul. A zis papa atunci că Europa respiră prin doi plămâni, adică prin catolicism și ortodoxia. Ortodoxia era marginalizată și aruncată din Europa, era chiar la marginea Europei. Ei, cu aceste cuvinte le-a dat peste cap tuturor și România trebuia să intre alături în Uniunea Europeană. A fost motivul pentru care Teoctist a fost dat afară ca patriar. A fost dat un caz unicat în istoria creștinismului când politic un cap al bisericii este înlăturat. Și, mă rog, s-a făcut după aceea, s-a aflat adevărul și a fost repus în, pe scaunul patriar al Teoctist. Cel care s-a dus să-l pune, el s-a retras, se retresese la mănăstirea Sinaia, s-a dus Nestor Voruncescu. L-a luat aproape cu forța, vlădica vino la, ești patriarul nostru. L-a luat și l-a dus la București și l-a pus pe scaunul la... Pentru că toată lumea a făcut scandal. Papa, Bartolomeu, patriarul ecumenic de la Constantinopol, plus șefii de stat, Genscher al Germaniei, regele Filip al Spaniei, mă rog, era un scandal internațional, dar afară a lui Teoctist. La Teoctist, atunci, în chilia lui, s-a dus unii care, acum îi văd mereu pe la postul de televiziune, fiind vedete, s-a dus acele vedete cu câțiva studenți de la teologie la închilia lui Teoctist, jos patriarul roșu, și a răsturnat masa, dar avea, acolo a găsit și demisia lui Teoctist din retragerea lui plată de la mănăstire și a rostit câteva cuvinte care i-a năucit. S-a adresat doar studenților care veniseră îmbrăcați în haine de piele. Zice, măi copii, nu aveți voi atâta ură în suflet, câtă dragoste am eu pentru voi. Așa am duplecat, am găsit, am stat de vorbă cu unul care a devenit preot. Cred că trebuie să repetăm. Nu aveți voi Nu aveți voi atâta ură în suflet, câtă dragoste am eu pentru voi. Păi asta e esența creștinismului. Da, asta e esența creștinismului. Și a revenit într-adevăr și... A fost acea vizită fantastică al papii Ioan Paul al II-lea în București, cu efecte extraordinare și, practic, repet, cei doi au făcut ca România să fie în structurile europene. Nu NATO, pentru că nu aveau ei calitatea asta, dar să nu fie ortodoxia, să nu fie izolată. Iar papa, când a venit la București în vizită, a fost pentru prima dată cu un ierarh catolic, a intrat într-o biserică ortodoxă și nu numai că a stat acolo la slujba pe care o făcea Teoctist, ci a dat și 150.000 de euro pentru Catedrala Neamului. Iată că o frățietate extraordinară între cei doi. Da. Și am scris o carte și... Asta voiam să, da, să ne numai prezentați. Numai dacă vreți să o arătați la camere, poza asta... Arătați-o dumneavoastră. Arătați-o, da, dumneavoastră. De, poza aceasta dintre... Teoptist și papă. O secundă, să meargă și colegul meu. Este vorba de volumul Biserica și Societatea, semnatul Tudor Nedelcea. Am și o scrisoare de la papă. Dacă puteți, nu mai poți aceasta, să vedeți cum îl mângâie Teoptist cu fața pe obrazul papei. Așa ceva a fost incredibil. Toată lumea s-a cutreierat. Erau prieteni, parcă erau de făcuseră, eu știu, să jucaseră în țărână. Se poate imagina. Deci, un gest de tandrețe și de iubire. De prietene, erau nedespățiți.
Iar Papa Ioan Paul al II-lea, care acum este. Încă o dată am arătat coperta numărul 4 și aici este volumului catedra. Biserica și Societatea Tudor Nedelcea, un volum care, iarăși, pentru buna înțelegere a lucrurilor, ar trebui citit de către cei care își doresc să înțeleagă ceva din ceea ce se întâmplă în jurul Papa nostru. Papa a mai făcut multe lucruri pentru România, dar, printre altele, a tipărit pe banii lui Biblia de la Blaj, de la 1795, și a lansat-o internațional la Vatican. A fost prima dată când la Vatican s-a lansat o carte. E acolo, era cu totul altceva. Din partea României a participat președintele Academiei Eugen Simion și monsonierul Robu. Și la o discuție după lansarea cărții, Eugen Simion i-a propus papei dacă vrea să devină membru de onoare al Academiei Române, la care papa întreba, teotist este? Este. Atunci vreau și eu. Și monsonierul Robu, care era cea mai mare funcție din România, subordonat papei, atunci a simțit că Sfântul Duh a coborât între ei și pentru să accepte papa asemenea oferte, pentru că a refuzat toate ofertele venite de la universitățile străine, academiile străine. Doar este membru al Academiei Române Papa Ioan Paul II. Restul a refuzat toate ofertele. Și nu putem să încheiem fără să nu vorbim și despre un articol semnat Tudor Nedelcea, care a apărut, dacă nu mă înșer, în ziarul Lumina. Mă contraziceți dumneavoastră dacă cumva s-a strecurat vreo eroare. Da. Cu privire la Mihai Eminescu și cultura profundă, cu accente teologice, da, pentru cei care au cap și inimă să privească lucrurile, da, așa. Vedeți, noi am fost învățați chiar înainte de 89, dar din păcate și acum, că Eminescu, cunoscut doar prin acea frază din Împărat și Proletar, religia de dânsi inventată. Asta este o replică a muncitorului, comunarț din Paris, o replică a muncitorului, nu este ideea lui. Eminescu a fost un mare teolog, într-adevăr, un mare teolog pentru ce a scris el, și cunoscut peste otare. Rosa del Conte, savanta din Italia, a scris despre religiozitatea lui Eminescu, iar același papă, Ioan Paul al II-lea, a recitat poezia Rugăciune a lui Eminescu pe data de 19 decembrie 1989 la Timișoara, când erau evenimentele la Timișoara, a recitat în limba română. Iar după 90, eu am trimis această carte papei, Eminescu și cugetarea sacră, am primit o răspuns, am crezut că e de complezență, dar Părintele Patriar mi-a arătat un volum de care am mai vorbit în alte ediții și care iarăși îndemnăm pe cei care, care ne privesc să caute. Da. Și papa Eminescu și cugetarea sacră, de asemenea volum semnat Tudor Nedelcea. Și în revista oficială a Vaticanului, Observatorul Vaticanului, papa citează cartea mea și îl face pe Eminescu unul din mari gânditori creștini europeni. Vă dați seama ce valoare a avut această afirmație venită de la capul Bisericii Catolice. Eminescu notează, prin rugăciune și umilință se întărește mușchiul inimii noastre, de putem suporta durerea. Da. Multe, enorm de multe care a spus Eminescu ceva de... Parcă sunt pilde tot ce a făcut. Și în 1881, de Paște, a scris un articol excepțional. Când florile înfloresc și atât vine Paștele, ce înseamnă Paștele pentru român, pentru omenire, de ce Iisus este iubit de toată omenirea. Face un studiu extraordinar, extraordinar. Și cuvinte foarte simțite. Dacă reluăm epigonii, ne dăm seama cum Eminescu ne aduce în atenție îndepărtarea omului de Dumnezeu prin pierderea credinței religioase. Da, are multe. Păi chiar spune, el e primul din Europa, în convingerea mea, am scris asta, care a luat atitudine asupra afirmației filozofului Nietzsche. Nietzsche a spus că Dumnezeu a murit. O afirmație, într-adevăr, gratuită, puțin grăbită, și Eminescu l-a contrazis cu argumente.
Și spune Eminescu, citesc din memorie, dispariunea oricărui sentiment dintr-o societate va duce la desatalizare și la haos. Iată că Europa, care din păcate nu este constituită pe baze creștine, încă nu este unită și sunt destule mișcări haotice în întreaga Europa. Până la urmă, ce e Dumnezeu? Ce e omul fără Dumnezeu? Un paiu, o trestie gânditoare. Dar tot Dumnezeu a dat și gândirea. Este nimic. Nu poate, că tot Dumnezeu e cel care l-a creat și care l-a format. Acum, am avut o întrebare, cineva a spus, dar dacă omul a fost creat după chipul și asemănarea sa, de ce nu avea, Dumnezeu nu are chip? Dumnezeu nu s-a arătat în istorie cu chipul său. El, în reprezentările bazmelor române sau în gândirea țăranului român și nu numai, el apare ca un bătrânel cu barbă, ca așa cum sunt bunicii, cu bunătatea, să exprimă bunătatea. Dar el nu s-a arătat chipul niciodată în istorie. Lui Moise ei s-a arătat sub formă de rug aprins, când i-a dat cele 10 porunci. Fiului său, Iisus, s-a arătat atunci când era pe cruce și s-a arătat sub forma unui cer întunecat și cu bubuituri. Iată că nimănui nu s-a arătat. Dar este valabilă această afirmație că omul a fost creat după chipul și asemănarea sa, pentru că s-a descoperit științific că omul are un corp fizic pe care îl vedem cu toți, dar pe lângă corpul fizic este corpul astral. Acele corp care nu se vede, și corpul astral, noi asemănăm cu Dumnezeu prin corpul astral. El e un univers sau unde este și El ne-a creat pe om în funcție de acest corp astral. Dacă vedeți în biserică și toate icoanele noastre, sfinții au ceva galben, o coroniță deasupra capului. Ăsta e corpul astral. Deci se știa de atunci, din venirea lui Iisus, se știa de corpul astral, dar nu era dovedit științific. Ați publicat eseuri, studii, cronici, interviuri, monografii, ați cunoscut și ați legat prietenii cu mari personalități ale culturii române, ale religiei noastre ortodoxe, ați îngrijit ediții critice, ați realizat antologii de poezii și alte texte literare și probabil aș putea să mai vorbesc mult timp în sensul acesta. Dar aș vrea să vă întreb, datorită culturii dumneavoastră vaste și cunoștințelor pe care le-ați avut atât directe și indirecte, ce v-a rămas din ceea ce înseamnă omul? E o întrebare largă, deschisă, da, nefiind precisă, dar mi-aș dori să ne împărtășiți. Ce să rămână? În primul rând, eu am mai spus-o odată, că am creat o operă, am cred că peste 70 de volume, dar am creat și două capodopere, două fete și o nepoată și restul mă bucur de aprecierea unor confrați, nu a tuturor, pentru că, mă rog, asta e lumea creată. Mă bucur că sunt apreciate în anumite cercuri și că mari oameni din toate sferele de activitate, mult mai în vârstă decât mine, m-au onorat cu prietenia lor și la care am avut mereu de învățat. Și acum când domnile lor nu mai sunt pe acest tărâm, pe tărâmul celălalt, eu tot timpul am o legătură permanentă, noaptea în visuri, pentru că ei m-au format, tot timpul mă gândesc ce pilde și chiar când sunt într-un impas, că fiecare om trece și prin lucruri mai grave, se gândește la acești oameni mari. O dau un exemplu, odată nu știu de ce m-au podidit lacrimile și nu știu ce, cum am ajuns la mormântul lui Nestor Voronicescu, nu știu cine mi-a îndrumat pașii. Mormântul lui Nestor Voronicescu este în Catedrala Sfântul Dumitru. Și m-am dus la mormânt acolo și am stat nemișcat în fața mormântului Nestor Voronicescu și m-am liniștit parcă ca și cum am întors un robinet. Era cu totul alt om, o liniște absolut de plină, absolut de plină. Și așa fac de multe ori, chiar dacă nu mă pot duce și la mormântul lui Teoctist, că e la București, în catedrală, sau am fost la mormântul papei Ioan Paul al II-lea, fără să-mi dau seama. Am fost în vizită la Vatican,
am fost compleșit de Capela Sistină, pur și simplu m-a zdrobit. Am crezut că așa ceva nu există. O pictură magnifică, acele sculpturi și strivit, parcă, de asemenea valori, am ieșit de acolo și am nimerit pe ușă, undeva se ducea în jos. Abar n-aveam ce era acolo și am nimerit chiar în fața mormântului papei Ioan Paul al II-lea. După aia vin gardienii după mine, când aveam voie, eu aveam un aparat și l-am fotografiat mormântul lui Paul al II-lea. După aceea mi-am dat seama că era mormântul papei. Papei mele a dorit, dacă în cartea aceasta este, parcă l-am filmat. Și curios lucru că au venit gardienii după mine, că n-aveam voie să mă duc acolo, dar nu mi-au confiscat aparatul sau să mi-a filmat. Și iată că eu am fotografiat mormântul papei Ioan Paul II. Se spune că nimic nu este întâmplător nimic, și probabil absolut. Nu ați ajuns întâmplător. Absolut, da, absolut. Vă dați seama, am dus parcă știam drumul. Cineva mi-a îndemnat pașii între acolo. Și un ultim gând pentru ediția de astăzi, pentru că suntem în prag de sărbătoare, de mare sărbătoare creștină. Păi să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de că avem cine pe Dumnezeu care ne ocrotește și atunci când trece și prin momente grele, să ne amintim că Iisus a suferit pentru noi și suferința Lui nu se compară cu suferința noastră, chiar dacă noi am pierdut un copil, o mamă sau, mă rog, un incendiu, multe altele. Și mi-aduc aminte că am ținut o conferință la Chișinău, erau patru într-o zi, și la un moment dat spuneam de basarabeni ce au suferit ei în Siberia și le aminteam că altul a suferit mai mult decât ei. Și acel altul este Iisus Hristos. Și mă pomenesc că vine cineva din sală cu într-un baston cu o garoafă. Eu am crezut că e de Leonida Ilari, marea poetă care e acolo. El vine cu un baston, cu ochelari din aia sărac, legat cu ață pe spate și vine la mine și zice, tinere, eu am suferit în Siberia, am făcut războiul, dar dumneata m-a învățat că n-am suferit destul. Suferința ne curăță, ne spală, ne spală lacrima. Și iar lacrima ne liniștește. Doamne ajută să ne revedem cu Doamne bine. Doamne ajută. Doamne ajută. Sărbători în bucurie și în bunătate. Și în pace. Toate cele bune vă dorim și dumneavoastră. La revedere!